Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Săgetător, astăzi vom face Săgetător pentru săptămâna 3-9 iunie. Și haideți, dragilor, să vedem ce energii vin către voi în această săptămână. Săgetător. Am văzut timpul perfect. Să vedem pentru ce este timpul perfect. Săgetător. Aveți aici o misiune în această săptămână, aveți ceva de făcut, deschiderea inimii, deschiderea chakrei inimii. Eliberează-te și predă-te, curăță și detoxifică. Wow, aveți aici de renunțat la ceva, la cineva, o persoană care... poate te-a ținut, de care tu te-ai ținut, deși știi că nu este benefică, poate ai încheiat o karmă cu această persoană. Ai încheiat un ciclu și știi că s-a terminat, dar nu poți pleca mai departe. Dragilor, trebuie să curățați această energie, să vă deschideți chakra inimii, să fiți sinceri cu voi pentru a putea primi. Predă-te și eliberează-te. Aici este un duș al abundenței, vine către voi ceva foarte frumos, focusează-te pe ce ai tu de făcut, un unicorn, cu o zână, focus pe inima ta, focus pe chakra inimii, pentru că în această săptămână poți să te eliberezi și să renunți definitiv la ceva ce... nu ți-a adus aici beneficii, aveți de curățat și de detoxifiat lucruri pe care trebuie să le lași în urmă, din care să înveți. Aici sunt lucruri grele pe care, de care trebuie să te detașezi, să te eliberezi. Predă-te, nu exclude, dar dacă nu este pentru tine, fii sincer cu tine. Chiar dacă vrei să rămâi într-un loc, știi că nu mai aparții acelui loc. Aici este renașterea și totuși schizofrenia, o dualitate și reprimarea. Îți reprimi, știi că vrei să mergi în altă parte, știi că locul tău este în altă parte, dar totuși rămâi. Este un joc, dar nu este un joc al tău, este un joc al minții. Dragilor, aici veți conștientiza în scurt timp, în această săptămână, că reprimarea aduce frustrare. Nu poți să-ți reprimi la nesfârșit ceva ce sufletul tău tânjește după acel ceva. Trebuie să faci ca lucrurile să se întâmple, nu poți să rămâi între ciocan și nicovală prea mult timp. Nu poți să nu-i dai sufletului nimic și să tot ceri de la el. Trebuie să faci aici un echilibru, să te predai și să te eliberezi de orice ar fi toxic în viața ta în acest moment. Un job, o persoană, poate o persoană din familie, ceva aici te ține. Este un joc, un joc care nu-ți aduce beneficii, te aduce în această dualitate, coacerea. Această situație va ajunge la... intensitate maximă. Vei avea un moment în care va trebui să iei o decizie în această săptămână, coacerea și maturitatea. Vei înțelege exact că aceste lucruri, dacă stai în aceste lucruri pe care le-ai conștientizat că s-au terminat și îți reprimi la nesfârșit dorința sufletului, nu ajungi nicăieri. Rămâi aici între două lumi, plin de regrete, de mușcări. Aici te rupi, eu văd că faceți pasul pentru că te vei focusa pe ceea ce ai tu de făcut, iar această binecuvântare, această minune vine către voi. Poate fi plan financiar aici, sunteți între două lucruri pe care trebuie să le faceți și nu știți pe care să o... poate aveți două joburi la care ați... depus un CV și v-au acceptat amândouă posturile și nu știți ce să faceți, alegeți cu sufletul, alegeți acel loc care te aduce mai aproape de cine ești tu sau persoana aici, poate fi și o persoană care
vine către tine, pot fi două persoane, una din trecut și una de acum, dar nu te poți rupe de persoana din trecut, pentru că poate ai o căsătorie, poate ai de împărțit ceva cu această persoană, poate ai copii cu această persoană și îți reprimi dreptul la fericire, pentru că știi că acolo nu mai este nimic. Deschideți chakra inimii și ascultă-ți inima, pentru că ceva frumos și repede vine către tine, renașterea. Poți să te eliberezi. Detoxifiere și curățare. Eliberare. Te predai sufletului tău. Pajul de monede, se schimbă energiile. Faceți ca lucrurile să se întâmple, dragilor. Îndrăgostiți-i judecata și spânzuratul. Aveți aici acel moment, da, sunteți regine de monede, poate, doamne, domni, în zodii de pământ care vin către voi, dar voi sunteți buni, de casă, nu puteți să vă rupeți, vă gândiți că ați face rău cuiva, dar voi vă reprimați propria dorință, pentru că sunteți persoane persoane care vreți să-i ajutați pe toți cei din jurul vostru. Dragilor, niciodată nu o să-i putem satisface pe toți cei din jurul nostru, nu o să-i putem mulțumi nici pe copiii noștri, pe nimeni, dacă noi nu suntem mulțumiți. După ce noi suntem mulțumiți și suntem pe primul loc în viața noastră, putem să ne gândim și la cei din jurul nostru. Până atunci nu putem. Ar însemna să facem niște sacrificii, să ne reprimăm niște dorințe, niște lucruri, poate timp petrecut cu noi, pentru noi. Această viață este despre noi. E un joc aici, un joc pe care nu vrei să-l mai joci. Trebuie să te eliberezi, să te predai credințelor tale. Poți. Ești o persoană bună. Aveți aici persoane în zodii de pământ, de apă, pot fi pești, puteți avea Taur, Fecioară, Capricorn sau Gemeni sau persoane în zodii de foc. Veți face multe lucruri în această săptămână, poate călătorii, poate rezolvați acte în această săptămână sau mergeți să vedeți unde ați putea să le rezolvați. Veți comunica mult. Aveți de luat aici o decizie, să vă desprindeți de un trecut și să începeți ceva nou. Dacă veți decide acest lucru, veți beneficia de abundență, de un cadou al Universului care se îndreaptă către voi. Focusați-vă pe ce vă doriți voi aici, aveți renașterea și totuși schizofrenia și reprimarea. Jocul s-a terminat, dragilor. Nu mai puteți la nesfârșit să jonglați, pentru că pe voi vă sabotați. Voi aici vă reprimați. Dacă țineți cu dinții de un lucru, de o relație și nu vi se cuvine sau nu este în destinul vostru, vă faceți rău. Poate a fost, dar s-a încheiat un ciclu. Și atunci trebuie să decideți să mergeți mai departe. Eliberați, fără bagaje din trecut. Deschideți chakra sufletului, deschideți chakra inimii. Sunteți persoane bune. Nu lăsați pe alții să profite. Bucurați-vă de bunătatea voastră pentru voi prima dată. Rezolvați tot ce este de rezolvat aici și repede. Poate aici cineva vă cere ajutorul. Ajutorul pe care îl veți oferi, dacă este material, nu-l veți mai primi niciodată înapoi. Gândiți-vă de două ori. Poate vreți să faceți un bine, dar gândiți-vă la acel împrumut că nu-l mai vedeți înapoi. E alegerea voastră. Decideți pentru voi. Poate e un lucru pe care trebuie să-l plătești și așa consideri că ți-ai plătit o datorie. Este bine. Orice faci și te eliberează și nu te mai simți constrâns, este în beneficiul tău. Deschideți chakra sufletului pentru că aveți aici persoane care vin către voi. Voi aici v-ați blocat reprimându-vă sentimentele, dorințele. Ați stat într-un loc poate ani de zile, poate mult timp, în care nu v-ați ascultat glasul inimii. Ați stat în virtutea minții. Mintea ți-a spus rămâi, ai făcut o alegere, rămâi cu alegerea ta.
poate conjunctura, poate societatea, poate familia ți-au spus același lucru. Dar acum nu mai poți și poate că nu mai vrei. Vrei ca acest joc să se închidă, pentru că este momentul și acest joc s-a încheiat, coacerea și maturitatea. Te întorci la cine ești tu și te întrebi pentru ce. Și atunci iei viața în propriile mâini și decizi pentru tine, eliberându-te, deschizându-te către o persoană nouă, către o situație nouă, poate îți schimbi jobul de tot aici, faci ca lucrurile să se întâmple. Universul le așează în așa fel încât să-ți deschidă căile. Este pe destinul tău să ai aici parte de acest moment în care te poți elibera. Trebuie doar să vrei. Haideți să vedem un sfat pentru voi. Vine abundență către voi, dar această abundență trebuie să te găsească eliberat, eliberată. Trebuie să-ți asculți sufletul, să-ți deschizi inima ca să poți primi. După ce primești, poți să și oferi. Limite. Îți reprimi. Dar are loc transformarea. Ce frumos! Da, te predai. Te predai sufletului tău, credințelor tale și vindeci durerea. Aici ai avut o durere mare. Probabil acest joc care s-a tot făcut și ți-a adus suferință. Ai suferit. Poate această persoană a plecat, a trădat. Poate un lucru care, o nedreptate care ți-a fost făcută, dacă ai avut o nedreptate din punct de vedere financiar, se reglementează. Dacă aici vrei să împrumuți, v-am spus, împrumutați pentru că vreți, dar nu veți mai primi înapoi niciodată suma împrumutată. Poate este un ajutor pe care, pentru un părinte, pentru un frate, gândiți-vă de două ori ce vă spune sufletul vostru. Ai posibilitatea să vindeci durerea și vindeci durerea, aici are loc o mare transformare. Nu-ți mai impui bariere, limite, decât sănătoase. În această săptămână începi să-ți asculți sufletul, are loc transformarea. Aici transformarea are numărul 16. Este un moment de claritate pentru voi. Un moment în care decizi pentru destinul tău. Decizi cum să-ți trăiești tu viața, decizi pentru tine și bine faci, pentru că este cea mai înțeleaptă alegere. Jocul s-a încheiat, acest moment, aceste acte de binefacere pe care le-ați tot făcut și care v-au împins probabil la faliment, la durere, la un joc, la o dualitate, se sfârșesc, te întorci la tine, la sufletul tău, te eliberezi, te detoxifiezi, poate alegi în această săptămână să mergi la sală, să ții dietă, să mănânci sănătos, să bei mai multă apă, să dormi mai mult, un stil de viață sănătos pentru voi în această săptămână poate începe. Fiecare ce are în propria viață. Este o săptămână transformatoare, o săptămână în care înlocuiești acest joc cu dorința sufletului tău, iar universul te ajută. Te focusezi pe tine, iar universul îți trimite resurse, oameni, situații, tot ce ai tu nevoie pentru a merge pe drumul tău frumos. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!